Bun găsit, vă spune Alina Gheorghiu, de aici din centrul orașului Focșani. Astăzi e o zi frumoasă, ziua Europei. Stăm de vorbă cu locotenent Cătălina Crintea. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat și bine ați venit. Astăzi, după cum ați văzut, am desfășurat un ceremonial militar și religios, pentru că am avut 3 evenimente de sărbătorit, respectiv proclamarea independenței de stat a României, ziua Uniunii Europene, după cum deja ați menționat, și ziua victoriei coaliției pentru în cel de-al doilea război mondial. Au fost diferite manifestări, băieții uite aici, în spatele nostru. Sunt cei câștigători, nu? Sunt echipa câștigătoare? Așa este. Astăzi, la încheierea festivității, am ales să vă prezentăm și comunității un exercițiu de drill team cu lotul câștigător din data de 23 aprilie, când am desfășurat ziua porților deschise de ziua forțelor terestre la noi în unitate. Cei care nu au fost prezenți în data respectivă l-au putut viziona astăzi, l-au putut urmări de aproape. Așa este și sper că au fost mai mult decât bucuroși să vadă în ce manieră militarii noștri sunt în măsură să munească armamentul de infanterie. A fost depuse și coroanele, inclusiv partidele, USL-ul, am văzut PPDD-ul, majoritatea, Consiliul Județean, chiar și domnul prefect a depus coroana. După cum ați putut observa, toate instituțiile din comunitate, din Focșani, au depus, inclusiv garnizoana Focșani, cu comandanții celor două brigăzi. Mulțumim mult și sperăm la mai multe zile de genul acesta. Cu mare plăcere, vom face tot ce e în putința noastră să organizăm cât mai multe festivaluri, festivități de genul acesta. Pentru Francia Media, Alina Gheorghiu.